În perioada 16-31 martie, Garda Forestieră Suceava a efectuat controle pe drumurile publice și forestiere pentru identificarea transporturilor ilegale de materiale lemnase împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava. Și în aceste condiții de grea încercare au fost constatate abateri grave de la respectarea regimului silvic, ocazie cu care s-au constatat și aplicat 19 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 58.000 de lei. În cadrul acțiunilor desfășurate în cooperare cu lucrătorii și din cadrul IPJ Suceava, s-au confiscat 200 83 metri cub materiale lemnoase din care 86 metri cub material lemnos fizic, iar 197 metri cub material lemnos confiscat valoric. Angajații gărzii forestiere Suceava în exercitarea atribuțiilor de control au utilizat sistemul SUMAL, precum și componentele sale pentru constatarea și probarea ilegalităților în domeniul silvic. Garda forestieră Suceava, în cooperare cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, precum și cu Inspectoratul Județean de Jandarm Suceava, va continua patrulările în scopul de a preveni și de a combate delictele silvice, atât pe cuprinsul pădurii, cât și pe drumurile publice. De asemenea, Garda Forestieră Suceava a implementat o serie de măsuri în scopul prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, astfel în activitățile de control. Pe toată această perioadă, cu respectarea normelor de prevenire a transmiterii noului coronavirus, respectiv pe durata efectuării controlelor, angajații Gărzii Forestiere Suceava au luat măsurile necesare atât de protejarea cetățeanului, cât și a propriei persoane, în conformitate cu ordonanța militară numărul 7, articolul 17, Garda Forestieră Suceava va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților controalelor specifice pe linie de control silvic. Astfel, începând cu data de 6 aprilie și până la noi prevederi, pe drumurile județului Suceava vor fi instituite puncte fixe de control mixt.